Bună dimineața și bine v-am găsit. 4 martie azi, cine are baba, cine și-a ales baba pe 4 martie? Vorba aia, de la o vârstă baba, nu ți-o mai alegi, baba e cum ți-o dă Dumnezeu. Vești bune, vești bune, domnul Rafila, domnul expert în sănătate publică și în boli și în beteșuguri, domnul Rafila, senator PSD, dar om cum să cade, ne spune așa, din septembrie s-ar putea să intrăm, să reintrăm la normalitate, să revenim la normalitate. Bravo, domnul Rafila, o veste care m-a făcut să număr lunile, mai avem câteva, mai avem vreo 8 luni și intrăm în normalitate. E bine, nici măcar 8 luni, 6-7 acolo. Da, și domnul Câțu ne-a asigurat că până în septembrie să fie vaccinați în septembrie români 10 milioane. Deci până în septembrie, și dacă nu ne facem bine, vom fi vaccinați. Dacă revenim la normalitate, suntem și vaccinați, o să avem imunitate și pentru următoarea molimă care va veni, că suntem deja imunizați. Nu știu ce să zic, ce va fi, ce o fi, o fi. Și domnul Daniel Ghiță, bă, nu scăpăm de Ghiță. Vedeți, Ghiță în istoria poporului român, de la Ghiță te aștept de seară la portiță, de la Ghiță ciobanul care făcea reclamă la telefonie s-a ajuns la Ghiță fugarul, bossul de la România TV, și acum l-avem pe Ghiță cu pumnii mei din Parlament. Ghiță a făcut, Daniel Ghiță a făcut o postare pe Facebook, îl atacă puternic pe Câțu și zice: eu liceul l-am terminat la 18 ani, și scrie L linioară A cu cratimă. Când, corect, este fără cratimă să se scrie. Da, dar la el nu se ține cont. Aia nu-i cratimă, liniuța între L și A. Ăla e un croșeu. Dat un croșeu să arate el cât e de forțos în lupta cu Câțu. Și au mai pus ochii pe unul în Parlament, săracul de pe la USR, de pe Moldova el, l-a pozat dormind pe domnul Ghiță și a pus Ghiță ochii pe el și îl bate. Dar pe ăla e amărât, vai și amar, nu? Păi să-și aleagă unul, de talie grea. Și cu ăla să se bată, ce Dumnezeu. Tot am mai zis domnul Câțu că e salivă. Elevii la școală vor fi testați pe bază de salivă, teste de salivă. Apoi și așa cât te scui pe elevii ca profesor, ai de capul meu, măcar au o scuză. De ce ai scuipat în direcția dirigintelui? Că nu m-am făceam un test de salivă și am vrut să exersez dacă am salivă suficientă. Păi salivă mai este, salivă mai găsești, o cafea bună mai greu. Rămășițe de cafea, vorba soacrei. Vă aștept cu timp și fără timp. Știu că bugetul e subțiat în mărțișor, dar vă aștept pe buymeacoffee.com/nicubendea pentru o cafea decentă, să ne descurcăm. Că doar vecini suntem. Eu aici, voi dincolo. Numai gardul ăsta ne desparte. Gardul netului ne desparte. Ca pe Becali și pe Rareș Bogdan în Pipera. Și-o tras. Rareș ăsta europarlamentarul Mioritic și-o tras și el o căsuță, să nu-i zicem vilă, în Pipera, gard în gard cu Becali. Doamne, doamne, cred că ești mulțumit. Doi patrioți, doi slujitori de-ai tăi să stea acolo, unul lângă altul, alea rugăciune, alea pricesne, alea grandomanie. A zis Rareș Bogdan într-o emisiune că a luat răsaduri de la Becali. Păi ce răsaduri să-i dau eu? I-am dat de ridic, i-am dat de ceapă verde, i-am dat de, înțelegi, de salată, i-am dat răsadul românismului, înțelegi? Și îl chem pe stăgar, să-i dau și brânză. Ce frumos, parcă și vezi că o zic, Rareș! Becali iese cu brânza în mână, cu brânza proaspătă, frământată de mâinile lui de patriot. Rareș! Și iese Rareș îmbrăcat, Versace, Versens, ultimul stil, mirosina Bruxelles. Spune Gheorghe, că așa zice, spune George, Sfântul al României, spune, hai mă să-ți dau niște brânze, adu-ți o plasă. Cum să aduc plasă? Aduc o traistă țărănească, o traistă veche. Florina, unde mi-e traista? Ne-am zis parfumurile. Stai că vin acum. Hai mă că nu mai pot să stau cu brânza în mâine. Scoate Rareș batistuța de la piept și Becali pune acolo brânză. Ce frumos e să ai vecini de ăștia, cum se cade. Pentru asta, zice, o să te invit să jucăm o partidă de golf cu amicul meu, Tavi Hoandro, să-i zică Rareș Bogdan. Golf? Păi eu am Maybach. Nu, să jucăm un joc. Păi te chem eu la barbut cu venii mei. Te golim de bani, înțelegi? Păi hai să jucăm oină, joc tradițional românesc, binecuvântat de toți regii României. Oină. Oină și oină. A zis domnul Rareș Bogdan că e frumos în Pipera. Oarecum stă și la sat, oarecum stă și la oraș, că face 12 minute până la Palatul Victoria.
s-o fi visând premier, dar e aproape și de biserică. Da? Deci așa trebuie trăit, așa trebuie să-ți alegi casa. Bine, când ai 500 de mii de euro, îți alegi casa și vecinul. Să vedeți când duce becalii duminică la biserică și îl pune în stradă. Hai, rare, să cânti cu că hai, la vecine, hai să cântăm lumină, lină. Ce n-ai voce? Dă din gură. Hai, bă, să cânti în stradă. Ce becalii lui Rareș Bogdan, hai să cânti în stradă. Păi, Gigi, dragă, George, dragă, eu nu pot să cânt în stradă. Eu îi cânt în strună lui Iohannis. Ce să facem? Bine și în stradă, bine și în strună. buymeacoffee.com/nicubendea cu să rumâna. Că scandalul e să țin lanț. Acum la TVR, ci că vor să-l destituie pe doamna Gradea, Cristache și el i-a amenințat cu plecarea, dar între timp Marina Almășan, fostă Socaciu, fostă, se certe cu Leonard Miron. Leonard Miron. Leonard Miron mi-a zis că băifatul, el nu-i băifatul, ce cuvânt mi-a ieșit, băifatul, băiatul, Leonard Miron, o zis, zice, Marina Almășan, te știu din 91, te respecte, aia nu cu, dar totuși, ești o ipocrită, tu te-ai căsătorit și recăsătorit în funcție de cine avea, de cine avea influență în TVR. Ia așa, păi s-o enerva Marina Almășan, gura ei de joker n-o mai tăcut. Zice, Miron, tu vorbești că tu în timp ce erai stewardesă, în timp ce erai tu stewardesă, îți încasai și salariul din TVR și nu făceai nicio emisiune? Nerușinatule! Pe de altă parte, Marina Almășan a avut câțiva soți și o să mai aibă, că TVR-ul e veșnic, dar Leonard Miron rămâne fidel soției lui, Miguel. Cine stă în capul Messi să facă ce-o vrea cu aia Miresi, mă rog. Petrecerea în familie Iliescu continuă și azi. Ieri, eternul și prea puțin fascinant, neanelul Iliescu a împlinit frumoasă vârstă de 91 de ani. Unii spun că s-a vaccinat. Deci eu cred în vaccin și holela de pe la 1300. Așa am eradicat-o. Bine, nu era vaccin, era fricție cu bălegare. Da, 91 de ani s-a și vaccinat. Mă, omul nu se lasă. Astăzi e ziua soției, ziua consoartei, Nina. 91 de primăveri împlinește și dânsă. A făcut o petrecere modestă, la care sepepiștii au intonat în cor la mulți și s-au oprit că n-au știut ce să zică. Practic, Marea Evanghelie a adus cadou de 91 de ani, de a 91 de ani, a adus cadou un ceas. Ceas. Iliescu l-a refuzat politicos. Eu nu mai simt cum trece timpul. Adrian Năstase. El a fost mai pragmatic. Adrian Năstase a adus cadou un cofrac cu 10 ouă de la firma lui de la Cornu. Neanelul Iliescu nu s-a grăbit să îi le numere. Se pare că și domnul Liviu Dragnea l-a sunat din închisoare și domnul Iliescu a zis, zice, ai grijă, dacă ești cu mine, va fi ok pentru țară. Animalele care s-au ridicat, s-au cocoțat în conducerea PSD-ului nu ne reprezintă. Noi eram săraci și cinstiți. Baronetul local a apărut la umbra sărăcimii, sărăciei și subțirimii noastre. Neanelu, Neanelu, Cotrocelu, Miron Cosma a vrut să-i facă și el un pic de program artistic, dar minerii săraci au zis că nu vin în București. Nu vine în București să-i cânte ceva la geamul lui Neanelu, că li frică de șoșocă. Asta, dacă îi prinde, îi duce la Cotroceni, îi duce la Victoria și îi bai. Vorba lui Țiriac, decât miliardar sărac, mai bine milionar bogat. S-a dat un top al miliardarilor de pe mapa mond și, eu zic cu cinste și cu onoare, eu în Țiriac ocupă locul 2238. Că dacă nu-i făceam cadou trabantului Halep, eram pe locul 2226. Are vreme care numai 81 de ani, până la 100 de ani, va urca în primii 2000 de miliardari ai planetei. Miliardarilor, așa vă zic și eu. Dați link-ul ăsta lui Țiriac, că poate donează aici o cafea pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea. Vă mulțumesc tare mult pentru urmărirea de azi. Mulțumesc de abonare, vă aștept la comentarii. Și să ne vedem cu bine, măi dragă, și mâine de la 10 pe canal. Pe canal, băi, când am aflat că la Veneția gondolierii
în faliment, gondolele au intrat în nămol, ca secat apa pe canal, am zis, taci din gură. N-am eu nici 6.000 de urmăritori, dar canalul spumegă bine, fluidizează traficul. Canalul de pe YouTube, încă nu ne-am înnămolit. Pe mâine, la 10, că viața și așa trece.